Ministerul Apărării Naționale a anunțat închiderea spațiului aerian din nordul Dobrogei la granița cu Ucraina. Decizia vizează o zonă de 30 de kilometri în care nu e permis zborul aeronavelor pilotate sau nepilotate, cu excepția celor de stat, inclusiv SMURD și al aeronavelor aflate în situații de urgență. MAPN a mai transmis și că zborul aeronavelor civile în zona de control de aerodrom aeroportului Tulcea nu sunt afectate, dar vine cu lămuriri imediat Constantin Spână, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale. Spuneți-ne, vă rog, mai multe despre această măsură. Bună seara! Bună seara! În primul rând aș vrea să fac o corecție foarte importantă. Nu este vorba de închiderea spațiului aerian în această zonă, ci de instituirea unor restricții de zbor până la înălțimea de 4.000 de metri, pe o lățime de 30 de kilometri, așa cum a spus dumneavoastră, deci peste 4.000 de metri nu sunt afectate zborurile în această zonă. Vreau să vă spun că în acest moment s-a făcut o suplimentare a restricțiilor pe toată granița cu Ucraina. Sunt restricții de zbor încă din luna mai 2022. Da. Domnule Spânu, să facem o clarificare. Care e diferența între restricție și închidere, referindu-ne la acea adâncime de 20-30 de kilometri în interiorul spațiului aerian? Înseamnă închiderea întregului spațiu, deci niciun avion, indiferent de altitudine, nu poate să evolueze. Restricțiile înseamnă că se interzice zborul între 0 metri și 4.000 de metri, cum am spus astăzi. Au fost până acum până la 1.000 de metri. Dați-mi voie să-mi duc ideea până la capăt, vă rog. Vă rog. Din mai 2022 și până ieri, restricții au fost până la înălțimea de 1000 de metri în spațiul aerian pe toată frontiera dintre România și Ucraina, pe o adâncime în interior pe o fâșie de 8 km, începând de ieri, între Tulcea și între Sulina și Galați. Această înălțime a restricțiilor s-a ridicat la 4.000 de metri, deci nicio aeronavă sub 4.000 de metri nu poate să zboare în această zonă pe o lățime de 30 de kilometri. A fost nevoie de această măsură pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra forturilor ucrainiene de la Dunăre, ceea ce ne va asigura, impunerea restricțiilor ne asigură o capacitate de monitorizare și control al utilizării spațiului aerian cu eficiență mai mare. Care ar fi fost riscurile, domnule Spânu, până la această înălțime de 4.000 de metri? Până la 4.000 de metri vrem să interzicem zborurile astfel încât să putem să detectăm mai ușor orice aeronavă care zboară la înălțimi mici și foarte mici. Atacurile cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainiene se execută la înălțimi mici și foarte mici, adică în spațiile în care orice sistem de radiolocație din lume are limitări constructive, are probleme să detecteze aceste ținte, de aceea vrem să creăm condiții cât mai bune, cât mai eficiente, astfel încât să putem să vedem aceste drone și la înălțimi mici și foarte mici. În funcție de evoluția lucrurilor, ar putea apărea și alte limitări? N-aș putea să vă spun. Această notificare instituită de ieri, transmisă prin canalele oficiale de către autoritățile aeronautice competente, civile și militare, rămâne în vigoare atâta timp cât va fi nevoie. Vă mulțumesc foarte mult!